caută în continuare cel mai tonic pet. Intrați pe www.tonicshow.ro și încărcați filmulețele la secțiunea Tonic Pet. Dacă ne convingi că animalul tău este cel mai tonic, ai șansa să câștigi marele premiu de 1000 de euro. În fiecare lună, 3 concurenți, pe baza filmulețelor alese, vor intra în marea competiție, din care unul poate să câștige marele premiu. Da, și nu uitați! Tot aseară am avut ediție specială Vreau să fiu mare. Aici la Tonic Show creștem viitorii primari. Dacă n-am reușit să avem primari buni, încercăm să-i creștem de mici. Aseară a fost Adrian, a fost și Bogdan. Intrați pe www.tonicshow la rubrica Vreau să fiu mare și votați-vă candidatul preferat. Nu uitați, dacă iese câștigător, pleacă împreună cu familia la Disneyland. Bun, hai să trecem la lucruri serioase. Marius, Adelina, da. Vreau un cadru aici cu oamenii mei, oamenii mei. Aseară cât a fost scorul la Atente Steaua? Da, 1-0. Steaua nu s-a calificat, tu nu înțelegi, dar e vorba de minci, înțelegi? Ce vrem noi să facem acum? Eu? Facem un scenariu, da? Da. Adelina, Marius, Nicu. Da. O să fie Gigi Becali, Teia Sponte, vărul lui Gigi Becali și secretara lui Gigi Becali. Și ce o să facem noi trei? O să sunăm o doamnă de bine care posedă ghioc, care posedă glob de cristal și încercăm să o convingem să face dezlegări pentru portarul. Apără Tătrușanu! Nu mai apără Tătrușanu! Nu mai acum apără Stina! Pentru că el este un jucător de fotbal extraordinar. În 2 meciuri a dat 2 goluri, reușite 100%, dar le-a dat în poarta lui. Ar vrea pe care să mai aibă jucători de câmp de ăștia. Da, dar pe câmp. De asta încercăm să facem o regie. Adelina, secretara. Marius este vărul meu și eu, Gigi. Gigi rog publicul băieștia care este acolo. Publicul meu, înțelegi, oamenii, PNG-ul. Voi faceți liniște, ca și când s-a păgărit Dumnezeu, Duhul Sfânt pe pământ, înțelegi? Sună telefonul, după ei, tu continui. Alo. Alo, bună seara, vă rog o secundă, așteptați pentru domnul Becali. Alo. Alo, da. Sărmâna, îl căutați pe domnul Becali, nu? Alo. Da. Alo. O secundă, deci cu domnul Becali doriți, da? Da. Alo! Gigi, hai, pentru tine. Hai, lasă, ești plus, hai. Florico! Da. Se rămâne Florico, care ești tu, Florico? Florica de la Cluj? Nu sunt din Cluj, domnul Becali. Dar din unde ești? București. Hai că mă informează ăștia proști, oștenii mei. Nu, dar este anunțul, pe Cluj. Într-adevăr, dar eu sunt în București. Am fost în Cluj, am rezolvat clientel acolo și m-am întors înapoi în București. Ok, să nu ne timp de Florico. Am înțeles că toată țara a avut succes, acum ești în București. Știi cine te sună, nu? Practic magie neagră, exact, și sunt din Mostrămoș. Asta nu poate decât să mă bucure, pentru că și eu, Gigi Becali, din Mostrămoș sunt cioban. Florico, m-auzi? Da? Ești atentă la mine? Se aude foarte slab. Cred că sunteți pe speaker. Sunt pe speaker, înțelegi? Florico! Da? Ai văzut aseară bâng-bâng meciul? Poftim? Aseară echipa mea a pierdut rușinos. Am pierdut meciul aseară, înțelegi? Înțeleg. Am o problemă cu ăsta care stă în poartă, cu Cipri. Tătărușanu, cu portarul. Mă înțelegi? Am înțeles. Vorbim de la bărbat la bărbat, nu știu ce i s-a întâmplat. I s-au legat cu nunile, i s-a argintul viu, i s-a versat, nu știu. A luat 2 goluri în 2 meciuri, îi dau o căruță de bani. Florico, mă auzi? Da, vă aud. Florico, da? Șefa mea, ce pot eu, Gigi, războinicul luminii, să fac cu ajutorul tău? Să le întorc pe ăsta pe calea cea bună. Nu contă de mare. Eu pot să vă ajut, dar dumneavoastră nu sunteți domnul Gigi. Ei, lasă-mi de... Nu, sunteți altcineva și sunteți, cred că, cei de la prima.
De la a doua, hai tu cum dracu să fii, băi, suntem oameni serios, Florico, dacă eu ți-am căutat anunțul, Florico, mă asculti acum, Florico. Pretinde că ești domnul Gigi, nu sunteți domnul Gigi. Păi ce, te-a mai sunat cineva de la palat din partea mea până acum? Nu, dar... Și atunci voi... este o premieră în seara asta, te sun pentru că am o mare problemă. Tu ești regina magiei negre, vreau să-mi aduci portarul pe calea cea bună, zi un preț. Da, eu vi-l aduc, adevărat, eu pot, am putere, am foarte, foarte mari puteri, pe cuvânt și adevărat vorbesc. Dar am foarte mari puteri. Știu că ai foarte mari puteri, că de aia ești, am primit informații că în toată țara ai fost primită foarte bine. De aceea, exact. Eu, Gigi, Becali. Nu numai în țară, dar și peste hotare, dar nu cred că sunteți domnul Gigi. Hai, las! Dacă mâine Tătărușanu te caută în București cu suma care o pretinzi, să-l vă aduci pe calea cea dreaptă cu magia ta neagră, o să crezi că Becali ți-a dat bani, înțelegi? Becali îți dă-ți bani, Florico, Becali vrea să aibă echipă de Champions League. Ai auzit de Champions League? Da, bineînțeles. Vrei să ajung și eu acolo sus, cel mai sus, cel mai tare, bla bla? Da, da. Mă ajut? Vă ajut. Cât? Rămâne la aprecierea dumneavoastră. Mâine ce faci? Unde să-l trimit pe Tătărușanu, că mă nebunește? Necazul meu este că Tătărușanu ăsta este un băiat bun, dar e prost în poartă. Nu știu dacă știi, este post de portar. Ia goluri în loc să le rețină. Unde să ți-l trimit mâine cu niște, mă înțelegi, cu, să-l faci tu bine? Că am fost cu el la psiholog, la popă. Zero rezultate, zero! Mă încred în tine, Florico. Florico, te rog să mă crezi în tine, cred. Florico, rămâne da. Legătura mâine cu Ciprian? Te caută el și îți dă cașul? Am zis, dar eu nu cred că sunteți dumneavoastră și cred că este mai vrăjeală. Ei, dacă tu nu crezi că eu sunt Gigi Becali, îți dau acum, nu e lua la vrăjeală, că ți-o dau acum pe secretarea mea, să-ți ia datele de contact și mâine să te întâlnești cu Cipri. Teia! Bună seara, am revenit. O să vă rog să rămâneți puțin ca să vă iau niște date de contact și să-mi spuneți când și dacă vă preferați o locație anume în care să vă întâlniți. Dumneavoastră sunteți în București? Da, normal. Și eu tot în București sunt și stau pe 1 mai pe calea Griviței. Așa. Tot Constanța. Și putem și în această seară și mâine, când doriți dumneavoastră mai să bine mâine, mai bine mâine decât astăzi. Astăzi domnul Becali este puțin ocupat, nici partenerii săi nu pot să vină, dar cu siguranță că mâine stabilim o oră și... Mâine la ce oră poți, Florico? Seara? Seara, că atunci are putere magia neagră, mă înșel? E adevărat, la 12 noapte are putere magia neagră, cea mai la 12 noapte se fac vrăjile, înțelegi? Da, la miez de noapte. Și unde spuneți dumneavoastră, eu pot veni oriunde, pentru că am mașină personală și... Ce mașină ai? Neagră? De care ai? Sportiv? Ai mașină neagră, albă, să știu cum să te recunoască, bodyguard? Am un Golf. Un Golf de Suceava. Bun. Bun, să are... Dar să spun unde să vin. Stai că eu nu-ți rețin. Secretarul, hai, notează-i numărul la Florica, deci. Spuneți-mi, vă rog, numărul ca să vă pot nota. Ce număr doriți dumneavoastră? Numărul de telefon. 07. Da. 66. 66. Da. 77. Da. E ok. 92. Da. Ok, mulțumesc frumos. Și la ce oră rămâne atunci? La 12 noaptea? Nu, rămâne la ora 10, dacă vreți să ne întâlnim, sau în seara asta la ora 10. Ne vedem mâine seară, după ora 11, te sună Gigi Războinicu și vreau să-l faci bine pe Tătărușanu. Florico, mulțumesc mult! Cu plăcere, seară bună! Mulțumesc, hai, pa! Ieși din voce! Aplauze pentru Marius Saciu, cel mai bun țărit de telefon. Deci, și în weekend în cluburi el e disponibil să vină ca să fiți meseriași dacă n-aveți cenți la telefon. Voi vă băgați cărămida aici în pantalon și Marius vine lângă voi și zice: "Trrr, mă sună vă cineva." Vă fac niște sunete de nasul de alea. N-ați auzit de alea. Tonic Show trebuie să continue dincolo sau dincoace de magia albă, neagră, gri sau cenușie. Astăzi avem, fiind vineri, rubrica El sau Ea. El sau Ea este o rubrică de divertisment din cadrul emisiunii Tonic Show,
care ilustrează într-o manieră amuzantă veșnica confruntare între sexe. Rubrica în sine are un scop caritabil, umanitar, deoarece premiul câștigat este donat unor familii nevoiașe sau îndreptat spre anumite cazuri sociale. Și săptămâna trecută am avut această rubrică, această confruntare între el și ea. Să vedem filmulețul cu ce s-a întâmplat după ce am ieșit de aici, din platou. Vă amintiți de Andreea, câștigătoarea primei ediții a competiției noastre și de Origen, marele învins? Andreea a câștigat nu doar admirația noastră, ci și bucuria de a face o faptă bună. O bucurie pe care a decis să o împartă cu adversarul ei din emisiune. Echipa de producție de la Tonic Show a aflat povestea mai multor familii cu o situație materială precară. Le-am aflat cele mai stringente nevoi și încercăm să le dăm o mână de ajutor cu sprijinul unor sponsori generoși. Uitați aici, cea mai mică. Uite aici. Prezintă-te, te rog frumos, cum te cheamă? Mă cheamă Vera. Vai, ce nume frumos, Vera, eu sunt Origen. Familia Jiman avea nevoie de o ușă. Trage foarte tare curentul, ne va pe ușă curent, se simțea și în cameră, băiețelul este mai mult răcit. Dar și așa este printre primii în clasă. Cu engleza are mici probleme, dar i-a mâncat mâța limba și nu vrea să ne zică nimic nici în românește. You speak English, Vasile? A little bit. E primul an. Mâța limba? Să mâncă mâța limba. Între timp au venit și meșterii cu ușa cea nouă. Da? Da? Vă deschid acum. Nu e ușor să montezi o ușă anti-efracție, mai ales dacă vrei să faci o treabă de calitate. Mulțumim celor mai pricepuți și dedicați, oare cum să le spunem, mari maestri în arta de a monta uși. Pe noi ne-au impresionat, să vedem acum ce spun beneficiarii. Îți place, Vera? Uite, Vera, uite cum aș spune mami că e de jos și-ți o dă ție. Da? Da, asta că caută mami de el. Da, cheia mea. Ai pus? Da? Te bucur? Îți place, Vera? E frumoasă? Da. Dacă vă întrebați unde au dispărut Andreea și Origen, au considerat de cuvință să cumpere și niște dulciuri. Mulțumim la domnișorii, la domnișoara și la domnul. Am adus și pentru copii. Da? Și vă mulțumim frumos din suflet. Băiețelul la centru. Am plecat la centru. Da? Și vă mulțumim frumos din suflet. Și la te dau ție și la băiețel. Îmi dai un pupicuț. Și eu vreau. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea cu ușa. Să fiți cuminți! Da, o zi bună vă dorim și multă sănătate! Mulțumim! Și vă mulțumim de suflet! O rundă s-a scurs, o rundă nouă urmează în seara aceasta, doamnelor și domnilor! Prima candidată pe care vreau să o cunoașteți este Tündeș Covran! Hai mă înapoi! Știi, îmi datorai 5 lei de ieri și am zis că îți fac faza asta, te iubesc! Chieta! Avem filmul de prezentare pentru Tündeș Covran. Să o vedem. Dă-i! Actriță în cadrul companiei Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, Școvron Tünde a ajuns la Cluj pentru a studia teatru la Universitatea Babeș-Bolyai. S-a născut în Bara Olt, dar a copilărit la Sfântul Gheorghe. Din păcate, Tünde are computerul defect, motiv pentru care nu ne-a putut trimite fotografii din acea perioadă.
La Sfântul Gheorghe a făcut liceul de matematică și a fost un elev de nota 10 cu steluță pentru că era un bun recitator. Ca să scape de tezele de matematică, Tunde se înscria la toate cursurile de gen din țară și străinătate. Pentru că recita cu talent și făcea cinste liceului, era recompensată de fiecare dată cu câte un 10 la matematică. Tunde este și o pictoriță foarte talentată, prin urmare un artist complex și sofisticat. Am plătit prea mult azi la ceteraș. Radule, încercăm să o introducem pe bune, dar pe bune. Radule, fă așa dacă... Amin. Așa. Ce tata? Mețu a voi, the one, the only, the lady, the Tunde the Shkovran girl! Salut! Bine ai venit, Tunde. Te urmărim de atâta timp și greu te-am introdus în emisiune. Bine ai venit la noi. Ia unul, stai aici, o să-ți place matematica încât reciți poezia. Un mic secret din viața ta. Da? Nu-i secret, toată lumea îl știe. Acum cum ești? Mai faci matematică? Da, normal. Mioriță la e. Mioriță la e. Te-aș întreba la nivel de delta, ce formulă are? Clasa 8-a. Delta pentru ecuațiile de gradul 2, nu delta de la geografie. Bucălaie. La e bucălaie. Adică B pătrat minus 4 AC. Foarte bine. Tu traduci totul poetic. În afară de Miorița, mai interpretai ceva poezii? Da, pe ungurește. Pe ungurește. Păi și Miorița, atâta că e albă, fechete feher. Ce faci? Te-ai născut la și ai venit în... În ținutul frumos din județul Covasna. Nu, ajută-mă la Covasna. Eu zic Covasna. De fapt se zice Covasna. Nu Harghita. Nu Harghita. Deci în județul de lângă Harghita, în urmă cu câțiva ani, ți-ai petrecut acolo copilăria, adolescența. Da. Până când la un moment dat ai hotărât să ți alegi o meserie, să zicem. Și am venit la Cluj. Și de atunci sunt aici. De 10 ani. De 10 ani. Da. 10 ani nu se vede. Parcă ai fi de ieri. Și sunt actriță la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj. Cum a fost introducerea ta pe scena clujană? Primul meu rol era Tipătescu. Tipătescu. Da. Îți stă bine? Ce-ai făcut cu părul? L-ai ascuns? Regizorul era Tom Pogabor și a inversat rolurile. Adică femeii au jucat rolurile bărbătești. Așa, și în oglindă. Da. Și eram pereche cu Baci Micloș, cine juca Mița Zoe. Baston. Nu, Zoe. Mulțumesc. Am o cultură. Mulțumesc frumos. Dacă nu aduceați pe Tunde, uitam și... Așa? Și aia era prima premieră pentru mine. Și îți place în Cluj? E frumos. Da. Da? Da. Cluj a fost prima opțiune după Cova. Da. Covasna nici nu a fost opțiune. Că... Acolo te-ai născut, era maternitatea okay, aproape. Ok, dar după ce am terminat facultatea, direct... Nici nu m-am gândit, am venit la Cluj. Nici o altă opțiune, nici? Nu. Ce frumos la Cluj. Mă simt foarte bine. Alături de mine, cum te simți? Piroș, zălt. Mă duc mai departe puțin. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Mulțumesc eu! Stai aici deocamdată. Eu nu mai pot să pun întrebări în continuare pentru că am transpirat. Rog pe Mariu să continue tirul întrebărilor. Așa face totdeauna, dar nu la toate. Mi-e foarte greu, știi? Să... E o frumusețe, nu că tu n-ai față. Fi, dar... Da. Spune și tu. Da. Cum te-ai decis să vii în Cluj?
Am greu. Avut două alternative, că este facultate la Târgu Mureș și la Cluj. Și prima dată am vrut să mă duc la Târgu Mureș, că acolo erau prietenii mei. Și, dar mi-am dat seama că examenul prima dată este la Cluj. Și am venit la Cluj, am dat examen și am intrat în facultate. Și de fapt am rămas aici, nu, n-am mai mers la Târgu Mureș. Și este o poveste interesantă că în copilărie am venit la o competiție de recitări și am primit un premiu. Premiul era un bilet de intrare la premiera unui spectacol din Cluj. Aici, la Teatrul Maghiar. Da, la Teatrul Maghiar. Și era un spectacol excepțional. Mai știi cum se numea spectacolul? Da, Livada de Vișini. Livada de Vișini. Da. Și... Mai ții minte ce ai recitat atunci? Nu. No. Nu, aia nu. Și... Atunci am simțit că locul meu e aici. Și secretul e că am intrat în baie și am scris numele meu pe, lângă o țeavă. Și în baie după, la teatru? Da, în teatru. Și după 5-6 ani am revenit la facultate. Și numele era tot. Și m-am dus să văd dacă mai există. Să nu spui că exista. Și exista. N-au zugrăvit ăștia tămari de vreme. Și exista. Era acolo și am zis, atunci, fără nicio vorbă. Ce e scris, în budă ți-e pus. Absolut. Absolut. Da, foarte și interesant. Și așa am rămas aici. Dar nu-mi pare rău deloc. Am avut niște profesori superbe, am avut șansa să văd o grămadă de spectacole excepționale, montate de niște regizori foarte buni și foarte apreciați. Da, sunt convins de asta. Adelina, te rog să prezinți filmul următorului candidat. O, cade pe mine. Cade pe tine? Dar puteai să stai să prezinți de acolo, mă rog. Dar lasă-mă să mă duc. Dar du-te, gata! Reprezentantul masculin în întrecere este nimeni altul decât Robert. Vă rog să... Blazkowicz Robert s-a născut în Secuimele Remetea și este de profesie actor. Absolvent al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, lucrează din anul 2000 la renumita Compania a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj. Totodată colaborează cu Opera Maghiară și Opera Română din Cluj, dar și cu Opera Maghiară de Stat din Budapesta. A ajuns la Cluj printr-o întâmplare nefericită, care i-a schimbat soarta, dar despre asta vom afla mai multe în această seară. Este fotograf amator, călătorește cât să-și umple sufletul cu frumusețile lumii și cântă în cadrul trupei de jazz Kolopos Band. Publică lucrări în prestigioasa revistă a Societății Maghiare de Geografie, O Földgömb. Ultima sa expoziție de fotografie s-a intitulat Vor vorbi pietrele. Suntem curioși să aflăm ce ne spun. Urmează un extraordinar actor, la fel de frumos, o să vedeți, o să vă convingeți, Voș Robert! Așa că primesc de la tine, Adelina. Dai, dragobetele, facem astăzi da, lucruri calitabile. Sigur. Bravo, Robert! Bună seara, bine v-am găsit! Ai curaj! Hai aici, Robert, okay, să știi că de dragobete Adelina te accepte. Te accepte. De dragobete? De dragobete mă duc puțin mai. E la oferă. Nu, ne strici cadrele, voi jucați teatru, voi nu știți, noi aici suntem decupați. Îmi omor cadru. Ok, bine ai venit, Robert. Îți omor cadru, da. Primesc o fată frumoasă. Asta din ce piesă e? Nu știu, nu e din piesă. Ok, Mauro și-a făcut datoria, Mauro să plece. Bine, o îmbrățișare și de la tine. De dragoste, dacă tot ați omenit, de
get ready nici doing this is love. Se poate. Sit down, generul. Let's talk about ce facem. Să-l cunoaștem pe Robert din următorul filmuleț. Bine. Nu există. Și mă, deci astăzi v-am pus să semnez, zice, ăsta-i contract, ai contract beton pe 5 ani, când de fapt este de mine, este, să se râdă de mine. Mulțumesc, Catalina. Un pic ai lipsit din platou și-o și fost filmulețul. Am lipsit cu capscă. Aici dintre noi doar Tunde are film. Cum adică? Ah! Exact. Am văzut și eu cu vreo 10 ani în urmă, am făcut un film. Acum ai ajuns și tu să faci un film, dar cred că am dezvăluit un secret. Acum. Nu trebuia dinainte să dezvăluim. Of. Robert, noi, eu, trebuia să întrebăm, să te întrebăm, cum ai ajuns la Cluj? Asta e un story foarte interesant. Hai. Eu nu m-am pregătit să vin la Cluj, nu m-am pregătit să fiu actor deloc. Vroiam să fiu profesor, pentru că la modă, la noi era să fim toți profesori. Așa că... Mersi. Toți cred că și tu ești un profesor, da? Dați-mi un ochelar. Te rog, alege. Spre mar, da. Prea negri, prea... E superbă, fără... Observați ochii lui unde sunt. Răpitor! Am vrut să devin și eu profesoară. Lasă că îți eu destul. No, până la urmă n-am devenit profesor, pentru că și eu am primit notele de 10 la rusă, la limba rusă, tot așa cum am Gavariș Paruschi? Panimaiu! Panimaiu, alfabetul jim znai, mnogo pișe mi citaim. E prea mult, e prea mult. Eu nu citesc și nu scriu deloc deja pe rusă, așa că am trecut mulți ani. Și așa m-am decis și eu, până la urmă, că dacă tot recit, să-mi încerc norocul și eu. Dar eu mă orientasem spre Târgu Mureș, pentru că era mai aproape de Harghita decât Clujul. Și am intrat la examen, acolo la Târgu Mureș, și am primit ceva cerințe foarte strani acolo, să adică? Fac ceva ce nu s-a mai văzut și... voi face vâlve, da, cum se zice, așa se zice, da? Vâlve. No, și am reușit pentru că am făcut un show de striptease. De? Da, opa. Exact. Și pandeze de Harghita. Și l-am salutat cu șeful comisiei. Te-ai salutat cu șeful comisiei. Probă la admitere, ai făcut un număr original de striptease. M-au și... Da, m-au și dat frumos afară imediat. Exact. Și după aia a trebuit să mă duc și să predau un an. Pentru că îmbrăcat. Îmbrăcat, da. Îmbrăcat. Ca pedeapsă, după asta, penitență. După asta, preda. Pentru că prima mea profesie e învățător. Deci la copilaș. Un acolo an. Se recomandă. Și apoi m-am decis să nu mă mai duc deloc la Târgu Mureș, timp de cel puțin 10 ani, pentru că urasem Târgu Mureșul deja atunci. Și am venit la Cluj. Și am reușit. Aici. Asta e povestea. Apropo de copilaș, când erai copilaș... Nu te auzi? Mă auzi? Dă-mă boziile alea nu mai încolo. Nu pot să dau astea, măi, ca să fac tot farme cu barul. Din cocktailul de când erai copilaș, da? Ai furat cartofi? Oh, vă știți multe. Da, avem o echipă bine pregătită care stă în spatele acestui show, exact, Robert. Exact, dar trebuie să vă zic și alte secrete, da? Deci am furat cartofi pentru că toată lumea, atunci probabil că sunt mulți aici care își au amintesc de anii de copilărie din epoca de aur, da? Da. Și tot ce se vede sau s-a văzut în film e într-un fel adevărat. Ei bine, și noi ca și elevi în clasa 4-a, 5-a, 6-a, 7-a ne duceam la muncă practică. Asta constând în culesul cartofilor. În Harghita, culesul cartofilor. Că altceva nu mai există acolo. Și ne-am nimerit într-o grădină de experiment. Unde se făceau fel și fel de experimente cu voodoo. Cartofii. Voodoo cu cartofii. Voodoo mai socialist cu cartofii. Și au devenit cartofii foarte mari. Și uite că trebuie să avem și noi acasă cartofi din ăștia. Și am furat cartofi de acolo. Și cred că în momentul de față doar noi în sat mai avem cartofi din aia mai mari. Au rămas. Foarte înainte de pregătare. Și după 15-20 de ani. Dintr-un cartof se satură toată comunitatea. Exact, cam așa. Gătiți voi, haideți la cartofi. De aia nu se mai produce cartofi la noi, în Harghita, pentru că oricum se aduce cartoful din Turcia și noi
Nu, ajung. Noi și... mâncăm pe ea, da, care au fost hibrizi. Acum când aprovizionează supermarketul, le spun aducem cartofi din Turcia și aducem cartoful din Covasna. Ăla, din Harghita. Eu sunt din Harghita, avem noi în comun, doar că suntem secui amândoi. Vreau să vă spun că arătați perfect. Noi trebuie să dăm startul competiției. Noi trebuie să ne luptăm în această seară. Să vedem primul filmuleț din competiția dintre duelul sexelor. S-ar putea zice că nu e mare brânză să prepare o mămăligă cu brânză. Concurenții noștri au aflat că nu e chiar atât de simplu. Chiar dacă sărim peste etapa de preparare a brânzei, nu ne apucăm direct să învârtim mălaiul în oală. Deocamdată avem mălaiul recoltat și copt și îl punem pentru a-l băga în producție. Așa de. În ciclu. Și să e. Ăsta e Pioneer. Ăsta-i Pioneer. Mașinărie, tehnologie. Nu tehnologie, ci Pioneer e sistemul mălaiului. Nu? Sunt mai mari bombele, da? Aha. Mai puține cantitate. Nu ies atâta ca și din alea galbeni, uite-ni. Ok. No. Hai să încercăm și poftici. Ladies first. Ladies first. Beauties after. 10 secunde. Nu se poate, petrișează. Oricum vom număra cele între aici. Nu! Lasă-mă în pace. Mai bine cântă ceva. Șcucorița căsulete, uțetec pe lenghe. O nevemi șei porostoș de nemsi ele. E de bebe iaru cofolu boi, deși inușcam hoți. În traducere cât se poate de liberă. Traducere liberă, m-am născut în cucuruz, așa am devenit Ioan din cucuruz și am o gagică frumoasă pe nume Ilușco, care acum tot freacă cucuruzul. Fă mai fără. Uite, mai ai 2 minute și lasă-mă. 15 secunde. Necolorată, știi? Necolorată. Noi o colorăm, bă. Nu, asta e galbenă. Bagă forță! 9, 7, opa! 5, 4, 3, 2, 1, s-a scurs! Gata, nu mai... No, bine. 10, 9! Mai frec, aia mititică. Și apoi... Să le numărăm ce ai terminat tu pe acolo. Mic la stat, mare la sfat și la cântat, să vedem cum se descurcă la sfârnit cucuruz reprezentantul sexului puternic. Nu mere deloc bine. Uite. Ioi. Antitalent. Absolut. Nu merge. Una. De unde sunteți de loc? Eu din Secuime. Eu sunt sătean. Dar nu se vede. Nu. Păcate, nu se vede. Nu. Nu merge. Fără. Cu dinții. Merge mai bine așa. Nu se poate. Oricum nu merge. Ia cățuna aia de acolo. Repede. Uite că nu pot să lucrez. Merge mai repede cu mâna, vezi? Aici. Nu se poate. Nu că nu mă pot concentra. Du-te de aici. Nu se poate. Du-te lângă... Lângă tractor. Lângă vacă. Du-te la mulți, vacă. Repede. Ioi. Uite cât de ce greu e. 8. Nu. 4. Nu se poate. Nu se poate să se scurgă atât de repede timpul meu și timpul tău așa să se scurgă. 10. 3. Nu merge.
7, 6, mai pornesc 5, unul. 4, mai pornesc. 3, 2, Ioi! Gata! No, mersi pentru ajutor. Cu să rămână, doamnă. Cu plăcere. Așa. Nu, nu se poate. Așa, așa. A fost a mea. A fost a mea. A, nu ia dă-mi înapoi. Uite că câștigă. Prișagul și câștigă. Dă-mi înapoi. Ia numărat mai tot. Da. Bun, își ia fiecare bucățica. Ce are? Și mergem afară cu ei. Aflăm în continuare cine a trișat mai mult. Pardon, cine a sfârnit mai cu spor. Da. E cu curvă. A mea e cu curvă. Curva periculoasă. Șase, șapte, opt, nu se poate. Și mi se termină, nu se poate! Câștigătoarea la puncte și nu numai, Tündeș Covran! Nu se poate, nu se poate! Iarăși m-ai învins, no? Felicitări! Să rămână, ești o țărăcuță extraordinar! Extraordinar. Robert profită de ocazie pentru a-și pupa colega. Poate unii portă! Ție ți-a ieșit de un personal, de un intercity, din ce am zis. Ce să fac dacă ea alege întotdeauna acele mari? La porumb? Cum a la fost? La porumb, evident. De unde aveai cușma aia? Sau cum se... Cușma aia era de la capul familiei moldovan. Salutări de aici, din platou. Salutăm familia moldovan. Salutăm cu capul familia ei. Moldovan, exact. Care, cu capul ei. Cei care ne-au permis să intrăm în ograda lor și să facem nebunii acolo. S-a văzut. S-a văzut, da. Am stat acolo o zi. O zi întreagă o zi și întreagă. Ne-am simțit extraordinar de bine. Da. Te-a ajutat sau te-a încurcat, Robert? Cum? Pe mine? Da. Eu zic că ne-am ajutat. Hai să ne înțelegem. Ne-am ajutat. Reciproc. Nu. El... Aici e o dispută. Nu trebuie să fie consens. Deci tu m-ai încurcat. Și eu a furat foarte multe... Skill-uri. Da. Se vede pe filmuleț că Tündem m-a ajutat enorm de mult și așa am ajuns să fiu cât se poate nimic. Ne pregătim să vedem și partea a doua a filmulețului după publicitate. Până atunci însă nu uitați să ne vizitați și pagina de Facebook www.facebook.com/tonicshow, unde așteptăm părerile voastre despre emisiune. Și dacă toți sunteți pe calculator, puteți foarte bine să ne vizitați și pagina www.tonicshow.ro și să vă votați candidatul preferat la concursul Vreau să fiu mare publicitate.